Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Dragii mei, ca de obicei, voi știți că noi totdeauna împărtășim și surprizele, filmările, orice avem, împărtășim cu voi. Să știți că n-am gătat bine filmarea și să știți că ne-a venit colectul și două ziceam, chiar dacă vinea cu vreo 5 minute mai repede, puteam să vă arătăm colectul la cafea. Și așa că a venit după, acum am făcut un alt film să vă arătăm vouă ce am primit. Știți că am făcut o comandă la ceva, dar eu am comandat-o asta de foarte mult timp și a venit foarte târziu. Eu am comandat înainte să mă duc la spital, că am avut chiar mare nevoie de ea. Și tot am așteptat și nu mai vinea. Eu tot am sperat că până plec vine, că am făcut deja de o lună de zile. Și în altă dată când făceam, într-o săptămână apărea. Acum nu știu ce s-a întâmplat, dar nu mai au venit. M-am năcăjit foarte mult și chiar îi spuneam la Maria, mama trebuie să... De fapt, Maria m-a făcut, nu eu, Maria, și zic, dacă mami vine cumva comanda, să mă duci la spital. Și cât eram acolo, n-a venit. Uitați, chiar astăzi a venit, acum, și am zis că eu intru și împărtășesc cu voi, să vă arăt și vouă. Și acum vreau să spun la doamna Mihaela, că m-a zis doamna Mihaela să-i dau site-ul. Acum, dacă îi place să se uită, dacă îi place la halat că o interesează, să scrie Maria site-ul și să poate să comandă. Uitați, m-a comandat Maria un șorț, că știți că șorțul meu ăla alb și la negru ce am avut eu personalizat, le spăl foarte des și se decolorează, la negru se decolorează și ăla alb, nu știu, are o pată și nu prea vrea să iasă, cu totuși că am băgat-o și în veniș, dar nu vrea să iasă. Și atunci Maria au vrut să-mi fac un alt short personalizat, dar nu put materialul care am dorit-o eu și atunci o luat fără. Așa simplă, un material care vă arăt imediat, nu trece pata prin ea. Ca să vă arăt cum impermeabil. Da. Bună ziua, dragilor, vă spun exact. Și eu. Uitați-vă aici, vedeți? Ăsta e un material faină. Care nu se decolorează. Eu am cerut materialul ăsta. Nu fac reclamă, că nu mă plătește nimeni. Vă spun vouă, să știți. Vedeți? Deci chiar dacă pică ceva pe ea sau o spăl, așa de... ăla negru ce am eu, e un material când o spel să albește, să decolorează, să face urât. Albul e un material așa, un fel de nylon cumva, care un pic intră o pată, nu mai iese din ea. Deci asta o ștergi pur și simplu și e la fel. Deci e un material, uitați-vă, asta să văd dacă mă cuprinde. Da, mă cuprinde. Da, mă cuprinde, uitați, vedeți? Bine. Mă cuprinde și un pic e cam mic, să putea să fie și mai mare, aici mă refer, sus, dar e bun, e fain. Eu zic că... Cooking. Da, asta e fain. De la doamna de la cooking. Are... Ce-l vorbești? Da? Cooking înseamnă cooking. Gătești. Da? Da. Deci, asta este șorțul meu, vă arăt, care a comandat Maria. Nu știu dacă vă place, nu vă place. Eu zic că e faină, dacă era un pic mai mare, îmi plăcea mai mult. Adică îmi place, dar aici la piept nu prea mă acoperă, dar e bine și așa. Deci eu zic că e frumoasă, am vrut eu așa, că v-am spus din ce cauză, din cauza materialului. Dar, bineînțeles, favorita mea rămâne aia personalizată, dar, na, acum o să mai purtăm și asta. Deci am șorț alb. Punem înapoi, frumos, așa, și vă arăt restul ce am primit. Deci am primit ceea ce am comandat eu pentru spital și vă arăt și vouă cum arată, să vedeți ce fain e și a fost foarte ieftin
și mărime foarte, foarte, foarte mare. Cine este mai plinuță și nu găsește mărimi mari, intrați pe site-ul ăsta care se numește, uitați așa, ăsta este site-ul și vă arăt mărimile. Și e invers în el. Cum invers? Așa. Păi, da. Shane. Așa se numește, da. Shane. Da, vă scrie Maria dacă vă interesează. Vreau să vă spun că nicări nu găsiți mărimile astea mari. Eu am comandat 4 de XL și mă vedeți cât mi-s de mare. Și credeți-mi, de obicei, toate sunt mari. Deci este până la 5 XL. Și să știți că sunt mari, foarte mari. Deci depinde ce mărime doriți și vă arăt ce am comandat. Am luat o pijama pentru spital, cum v-am spus, pe culoarea așa negru cu tigru. Uitați așa arată. Uitați, mama, amor, scrie, viața te... Uitați ce frumoasă. Se întinerește, doamna Margaret. Da, cu mânică scurtă, aici cu un scris și... tricou, eu zic că e ok, e lejer, e mare, e frumoasă. Dar vreau să vă arăt pantalonii. Și asta e pijamaul. Da. Uitați-vă aici ce mare e pantalonii. Mii mari, credeți-mi, mii foarte mare. Deci chiar e mare. Uitați-vă aici. Și se întinde la maxim. Trebuie deci un material care... Să strângi guma. Da, materialul care se întinde și material bun, care nu se scămoșează, nu se face urât la spălări și nu trebuie călcat. Și uitați-vă aici ce mare și vă spun cât a fost, 30 de lei. 30 de lei. Da. Uitați-vă aici. Nicări nu găsiți la banii ăștia și mărimea asta mare. Uitați ce mărime mare, jos e largă, așa arată. Deci este foarte fain. Culoarea e faină, materialul e fain. Problema că mi-e mari. Deci, eu care nu-mi găseam după mărimea mea... Important e să nu fie mic. Da. Eu nu-mi găseam niciodată după mărimea mea. Când luam din Jackson, din piață, de oriunde, din magazin, să știți că mi-era strâmb. Tot timpul mă strângea, abia mă mișcam în ea. Asta mi-e mar, ca să știți. Mi-e lejer, mi-e mar, uitați-vă aici. Așa că, dragii mei, cine vrea să comandă, de-aia și vă arăt. Nu că mă laud, că nu mă laud, că n-am cu ce. Să mă laud, vă arăt că în caz că cineva dorește și are nevoie de mărime mari, pe site-ul ăsta găsiți mărime foarte mari. V-am spus, este și mai mare decât asta. Și la un preț foarte, foarte, foarte mic, să știți. Deci la 30 de lei, pijama complet cu pantaloni, cu bluză, cu mânică scurtă, este și cu mânică lungă, tot la banii ăștia. Acum sunt la reducere, puteți să comandați. Nu fac reclamă, v-am mai spus și vă repet. Vă spun în caz că aveți nevoie, acolo le găsiți. Ca să vă ajut, dacă cumva vă interesează, să știți. Deci aici v-am arătat șorțul, v-am arătat pijamalele cu pantalonii, mai avem ceva, tot pentru mine, pentru spital am luat, asta și asta, să știți că mi-e mare, deci acum atât am luat mari, uitați-vă aici. Bineînțeles că Maria le-a comandat, tu ai ales. Da, e adevărat, da. Maria, da, hai să vă spun că eu nu mă exprim destul de clar, corect și greșesc. Deci, site-ul Maria le-a găsit, comanda Maria le-a făcut, eu de cât m-am uitat le-am ales și cam atât. Și Maria și le-a plătit, ca să știți. Și asta la fel, a fost tot 30 de lei, uitați ce este. Este un capot, un material foarte fain, uitați culoarea asta, am ales-o eu. Uitați ce material bun și subțire, material un fel de bumbac cu nu știu ce, care să... Vreau să vă arăt, să zic de ce mi-e mare, că o să-mi spuneți cum ți-e mare, Margaret. Uitați-vă aici,
Deci aici e ok, că dai peste și te legi cu cordonul. Dar aici mă refer. Uitați-vă aici, ca să vedeți și dumneavoastră. Mânicile, e foarte mare. Deci aici, foarte mari mânicile. Na. Și dacă o ridic așa în sus, da, se lasă. Și aia nu, dar așa ca material pică bine, dau peste, mă leg cu cordonul, care cordon, ați văzut, îmi place, are și buzunar, da. Da, singurul lucru ce nu-mi place, mânicile, că e foarte largi și pică așa jos. Nu știu, eventual poți să... Nu să tivez, da, e să prind așa înăuntru un pic așa. Roata, așa, să nu fie chiar așa. Sau eventual să cos o gumiță, roata, să fie creață. Deci asta se poate modifica. Dar rest, îmi place că e subțire, peste cămașa de noapte, Doamne ferește de o să am nevoie să am acolo în dulap sau... Na. Deci am comandat că na, am avut nevoie, eu am halata groasă, n-am avut subțire și am vrut ceva subțire. Deci materialul, cum v-am spus, foarte bun, subțire, cu buzunar, cu cordon, culoarea mă place, decât mânicile nu. Deci totdeauna ceva ce îmi place și ce nu-mi place. E dificil, acum, o să-mi spuneți. Acum nu se poate... Da, o să-mi spuneți, tot. Ești dificil, nu-ți place nimic? Dificilă, Margaret, doamna. Să știți. Doamna Margaret. Am fost așa. Așa că punem înapoi și halatul. Și v-am spus, are și cordon, așa arată. Materialul e foarte bun, subțire. Mie îmi place foarte mult, de-aia și am ales. Și culoarea, mă place tot. Singurul lucru, mânicile, că e foarte larg. Dar se poate, cum v-am spus... O să lucrăm la mânici. Și mai am ceva. Deci eu m-am comandat decât pijamalele și halatul, că de asta am avut nevoie la spital. Maria m-a comandat șorțul, că a zis că mami acum așa se poate, așa luăm, foarte bine, așa am luat, e foarte bun. Și am zis că noi tot comandăm, tot luăm, dar la domnul Mihai, niciodată nu i-am luat nimic, nimic, nimic. Na. Și el, săracu... O goaie-te acum. Să stai așa să vezi. Îmi place sau nu-mi place. La domnul Mihai, cum e fața, că nici nu mai văd. Ce, la tricou? Da. Uitați ce tricou frumos am comandat la domnul Mihai. E, care, credeți-mă, eu pe pijamalele mele am dat 30 de lei și asta tot 30 de lei au fost, ca să știți. Dacă era dunga aia tătă neagră, ce-o mai pus și roșu ăla acolo? E, să fie mai frumos. Da? Nu, hai că îmi place. Jumate-i, uite, jumate-i, care și negru, negru, albastru și roșu. E culoarea... Paris? Da. Mamă, de la deci Paris. Deci este un tricou simplu, alb, materialul e foarte bun, mărimea L, cu 30 de lei pentru domnul Mihai. L, dar pare mare. Culoarea albă. Da, uitați, adică mărimea, L. Adică nu culoarea vreau, mărimea, e mărimea L. Și uitați ce mare e lui. Mare, și e adevărul că domnul Mihai nu e așa de grăsănoc. Nu e el slăbust rău, da? Eu e XL por de obicei, dar vedeți că și mărimile astea diferă. Da. Nu-i păstă tot deci, XL la fel sau simplu, el. Simplu, vedeți, n-are absolut nimic și în fața are scrisul ăla micuț cu dunga aia. Atât dacă tot. Iau XL, de exemplu, de aici, de la magazin, e mai mică asta. Da, nu să că, nu, deci asta am vrut și eu să vă spun exact ce zice domnul Mihai, că noi gândim la fel. Deci mărimile de la noi nu corespund cu mărimile de pe site-ul ăsta. Deci au mărimi foarte mari, 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 mari. Deci dacă, deci v-am arătat, pijamalele mele este 4 de XL și mi-e foarte mari. Și stați că eu am vrut să comand 5, da, 5 de XL. Ca norocul că Maria a zis, mami, nu lua așa, că-s mari. Și hai să luăm 4. Și așa am luat 4, dar cum zice domnul Mihai, și dacă luăm
3, poate și 2 de XL era bun, credeți-mă. Că materialul se întinde și e foarte mare. Deci asta a fost surpriza, colectul care eu am așteptat așa de mult și n-au venit. Acum au venit, v-am arătat și vouă ce am luat, v-am împărtășit cu voi și să știți că nu plătiți transport. Transportul este gratuit. Deci dacă comandați și luați de acolo, depinde ce luați, la ce preț. No, eu ăsta ce am luat a fost 30 de lei, 30, 30 de lei. Deci toate au fost 90 de lei, ca să știți. Și capotul, plătit, 30. Da, și capotul, da. N-am plătit transport deloc. Așa că, dragii mei, asta am comandat, asta am vrut să vă arăt și vouă. Sper că v-a plăcut. Dacă vă interesează, v-am spus, Maria, scrieți-i la Maria și Maria vă lasă site-ul și puteți să comandați și voi ce doriți. Nu fac reclamă, vă spun numai dacă vă interesează. Și-o fost mai frumos, capotul, pijamaua sau tricou? Tricoul lui domnul Mihai. Da, așa a, că cam atât amor am avut de arătat. Sper că v-a plăcut. Că v-am spus, mie îmi place, materialul e bun, atâta, un pic pantaloni smart și mânica la halat un pic e lung, dar se poate modifica un pic și asta este. Eu am luat pentru că mă duc undeva, n-o să le port eu acum pe acasă, așa când mă duc, să nu mai lasă Dumnezeu să mă duc niciodată acolo, să n-am nevoie de ele, dar trebuia. Păi cu așa pijama o merg tu mă la spital, mă. Da, cu ce pijama să faci modă acolo. Mă. Da, modă. Te vede doamnele de acolo, toate te întreabă, de unde l-ai luat? O amor. Da, nu-i, nu știu ce. Da, adevărat că la prețul ăsta nu găsești. Credeți-mă că știți că în Arad, cine stă în Arad, cunoaște Aradul. Spitalul județean e lângă Jackson. Jackson în spate la ei un bazar mare unde este numai produse, deci haine. Și acolo găsești pijamale de toate, dar credeți-mă, atât ai de scumpă, de nu-i adevărat, un capot 150-160 de lei, o pijama din asta subțire, material din asta ce s-o cămoșează, 60 de lei, 70 de lei, depinde. Sunt foarte scumpe și nu-i materialul ăsta bun și nici nu găsiți mărimea asta mare. Deci, asta e, de-aia am comandat că aveam nevoie și am știut că aici găsesc mărime mare. Deci, cam atât. Ce să vă spun? Sper că v-a plăcut surpriza mea. Eu v-am arătat acum ce să vă spun. V-am spus, dacă vă interesează, Maria vă dă site-ul. Mulțumesc frumos că v-ați uitat, că v-ați încântat ochii. Și ne urmăriți în continuare. Dumnezeu să vă păzească, să vă oclotească. Noi vă îmbrățișăm, vă iubim și vă spunem la revedere. Pupici!